Pot să vă spun că am văzut și eu, dacă vă referiți la ultima hartă cu regionalizarea, care este una absolut nouă față de penultima, ca să zic așa. Mie mi-a plăcut sintagma, aceasta este regionalizarea mea, care o văd eu ca cetățean sau că în nume propriu, nu știu cum a zis așa, dar care o dăm la o emisiune de audiență națională. Așa. Am văzut că nu mai suntem în regiunea cu Constanța și cu Tulcea, ci deja coborâm așa, ne ducem până jos, până la Călăraș și Ialomița. Am făcut imediat, m-am uitat repede să văd unde sunt președinții Consiliilor Județene din noua aranjare, ca să fiu sincer, pentru că probabil că politicianul din mine lucrează așa. Și ce să vă spun, nu cred, dacă mă întrebați pe mine, și parafrazez aici pe cel care era în cauză, nu cred că este ultima variantă, ca să zic așa. Și cred că aceste teme, dacă mă întrebați pe mine, sunt teme care se lansează tocmai în a fi puse în dezbatere. Adică chiar cred că este bine să avem mai multe variante, pentru că argumentând și contraargumentând o variantă, poți să ajungi să găsești lucrurile cele să găsești forma cea mai corectă. Deci, ce să zic, am văzut că a rămas o regiune mai micuță ca și arie. Nu cred, n-am făcut un calcul să vedem ce înseamnă ca și produs intern brut acele județe. Mi se pare Constanța și Tulcea cam micuță așa, dar probabil că cumulat au forță financiară foarte mare. Iar această nouă regiune, e clar că în acest nou aranjament Vrancea e mai interesant, așa, mai decât ar fi fost într-o regiune cu Constanța, care este foarte puternică, trebuie să recunoaștem, și consistentă din punct de vedere economic. Da, președintele Vrancei a spus că ar dori ca centrul administrativ să fie în județul Bogat, așa, iar sediul economic, nu, invers, sediul economic în județul Bogat, iar sediul administrativ în județul cel mai sărac. S-ar putea să nu mai fim cei mai săraci din noua hartă, și dacă ține o minte bine, am văzut un punctuleț, că n-am citit decât niște comentarii pe un site, n-am văzut emisiunea, parcă am văzut un punct pus la Galați. Da, repet, nu am în text nu scria, dar cred că propunerea era de Galați, de... Îți confirm că am văzut și eu. Da, eu n-am văzut emisiunea, dar am văzut din desen că era un punctuleț pus pe Galați. Probabil că acolo se gândește a fi administrarea regiunii. Da. Cam cât